Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem cozonac baban cu nucă și cu stafide. Începem cu pasta de mandarine. Avem nevoie de 300 de grame de mandarine și 100 de grame de zahăr. Spălăm mandarinele, le uscăm, apoi le tăiem cu bulețe. Într-o tigăiță punem mandarinele tăiate. Adăugăm și zahărul. Amestecăm. Și punem pe foc până scade. Cât este încă fierbinte, o să mixăm mandarinele până o să obținem o cremă. Acum preparăm aluatul și dăm la rece. Într-un vas adăugăm 1 kg de făină cu un cup de drojdie, 25 de grame de drojdie și 3-4-5 linguri de lapte. Amestecăm ca să topim drojdia și apoi lăsăm la dospit până își dublează volumul. Într-un alt vas o să punem 5 gălbenușuri, 200 de grame de zahăr, 200 de lapte, 200 de grame de smântână, un praf de sare, vanilie, esență de rom. Amestecăm. Adăugăm pasta de mandarine după gust, după gustul fiecăruia. Drojdia a crescut. Acum unim cu compoziția noastră de ouă, zahăr, lapte, smântână și amestecăm totul bine. Aluatul este fără frământare, amestecăm doar ingredientele până incorporăm bine toată făina. La sfârșit adăugăm 200 de grame de unt moale la temperatura camerei. Amestecăm totul. Acoperim și dăm la frigider pentru 12 ore. Preparăm crema. Într-o tigăiță punem 320 ml de lapte. Adăugăm 340 de grame de zahăr, 600 de grame de nucă. Umplutura este pentru 2 cozonaci. Amestecăm bine. Acum adăugăm și 60 de grame de cacao. Amestecăm.
Adăugăm 240 de grame de stafide și 40 de mililitri de rom. Sau opțional 2-3 fiole de esență de rom. Lăsăm să se răcească și dăm la rece până a doua zi dimineață. A doua zi scoatem aluatul din frigider și îl punem pe masa de lucru tapetată cu făină. Aluatul este destul de moale. O să adăugăm făină. O să-l frământăm puțin. Împărțim aluatul în două. Apoi fiecare parte o împărțim în două și o să întindem două foi. Pe prima o să adăugăm o parte din umplutură. Umplutura o împărțim în patru. Rulăm. Întoarcem și marginile la aluat ca să nu curgă umplutura. Rulăm până facem un sul. Rulăm prima foaie cu cremă. Acum o să întindem și cea de-a doua foaie și o să punem umplutură. Din umplutura noastră. Întoarcem la fel marginile și continuăm să rulăm. După ce le-am rulat pe amândouă, o să le împletim. Și o să punem într-o tavă tapetată cu unt și cu hârtie de copt și o să lăsăm cozonacul la crescut. O să procedăm la fel și cu cel de-al doilea cozonac. Din această compoziție ies doi cozonaci. Avem 1 kg de făină. Acum ungem cu gălbenuș de ou și cu puțin lapte. Și dăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pe circa 15 minute. Apoi o să dăm cuptorul la 180 de grade până este copt, încă 20-30 de minute. O să încercăm cu o scobitoare să vedem dacă este copt. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest video și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!